Persoanele fizice care incendiază vegetație uscată fără acordul autorităților competente vor fi amendate cu sume cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, sumele pot ajunge până la 50.000 de lei, avertizează Garda Națională de Mediu. Măsura a fost adoptată în contextul în care în ultima perioadă a existat un număr foarte mare de incendii cauzate de arderea nesupravegheată a vegetației uscate. Garda Națională de Mediu adresează un apel cetățenilor să nu incendieze deșeurile menajere sau vegetația uscată și să nu aprindă materiale combustibile pe domeniul public sau pe terenurile pe care le au în proprietate. Totodată, Garda de Mediu solicită sprijinul administrațiilor publice locale și al tuturor cetățenilor, în sensul de a preîntâmpina producerea unor noi incendii care pot afecta grav mediul. De exemplu, la începutul săptămânii trecute, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a patru incendii de vegetație uscată, izbucnite la intervale de timp apropiate, în mai multe localități din județul Vâlcea.